Suntem pe data de 20 iunie și am venit la o colonie. E o colonie care astă iarnă s-a chinuit cumva să treacă și ea de iarnă în două rame. Și am avut răbdare cu ea. Am venit, mă uitam la ea, mai are puiet, nu mai are. Se dezvoltă, dacă are mâncare și cu răbdare la ora asta cred că are, dacă nu mă înșel, are cel mai mult puiet dintre toate coloniile. Deci până acum am găsit 4 rame cu puiet. În mod normal aceste colonii primăvara le unești, le desfințezi. Nu le ții, fiindcă ține o ladă ocupată și nu prea profiți de ea. Adică nu adună polen, nu adună miere, nu adună nimic. Da? Stai și aștepți după ea, poate se dezvoltă. Bun, în acest caz s-a dezvoltat, e frumos. Așteptam să intre în friguri, fiind o matcă slabă, așa am zis eu. Și acum vineam să arunc o privire, să-i dau și lui un pic de tratament. Aici este plin cu ouă și larvar, mă uit după matcă, fiindcă curăț ramele ca să-i mai fac un pic de loc. Mai am loc de o ramă și ca să încap acea ramă trebuie să-i cureț aceste mărgini. Acum se poate curăța mai multe feluri, eu prefer să scot rama din stup ca să văd exact ce fac. Astfel, ușor, așa cu răbdare, curățăm aceste speteze și odată ce le cureți nu mai ai treabă. Ce mult îmi place cum stă albina. Are multă albină. L-am văzut aseară că stă în barbă. Am zis hai să arunc o privire la el să văd care e treaba. Și surpriza este că a mai crescut și el în așa fel încât se pare că merită lăsat să ierneze. Deci iată ce mult durează să devină o familie puternică. Durează un an de zile. Am văzut că sunt oameni care nu pot să perceapă în apicultură. Durează timp până să ajungi la anumite, să zic așa, targeturi. Deci îți pui ceva în cap și să aștepți 2-3 ani, mă, poate se realizează. Deci vă dați seama de ce apicultura nu e ușoară, fiindcă necesită foarte, foarte mult timp. Foarte mult timp. Fără acest timp n-ai ce să faci la albină. Timpul este prețios, fiindcă acest timp se regăsește în viața ta, adică trec ani de zile din viața apicultorului respectiv. Dar acesta este foarte, foarte frumos. I-am pus o foaie deja, i-am pus aici, are o foaie. Avea loc de încă două foi. Nu mă gândeam că se poate dezvolta. Dar iată, a crescut și el. Foarte frumos. Are multă albină pentru ceea ce spațiu îi dau eu acum.
Dar îmi place, îmi place foarte mult cum stă albinuța asta așa și tinde. Adică are foarte mult puiet pentru ceea ce am eu acum prin stup. Nu mă gândeam că poate avea atâta puiet la ora asta. Știu că în această perioadă măcilii cam înfrânează un pic treaba, se opresc. Deci acum lucrez cu finețe la această colonie. Sunt lucruri pe care nu le grăbesc, cum ar fi și această lucrare, lent, pentru a nu cumva deranja albinuțele. Să nu fie agresive, de exemplu, să nu sară în capul meu. Și atunci lucrez lin, cu răbdare. Eu zic mereu că n-ai ce căuta la albinuțe dacă n-ai răbdare. Nu mai vorbesc de ani de zile. Să aștepți să obții un anumit rezultat. Super fain. Super fain. Cred că deja este a șasea ramă cu puiet. Chiar e de urmărit, fiindcă vă dați seama dacă ăsta are atâta puiet acum spre sfârșitul lunii iunie. Cum va intra el în iarnă. Trebuie folosit fumul, să nu scăpăm de sub control. Că dacă scapi de sub control, atunci ai bai. E bai, mai ales că ele se simt un pic înghesuite. Și încă ceva, tratamentul cu formic dat constant, așa cum l-am gândit eu anul acesta, se pare că menține colonia destul de curată. Altfel n-ai avea cum să ai așa albina. N-ai avea cum să ai astfel de albina. Ce superbă treabă, superbă, superbă. Asta-i trebuia încă 4 rame, liniștit. Așa. Nu rămâne de făcut altceva, mai arunc o privire și să mai achiziționez niște rame, că sunt colonii care au regresat, acele care le-am considerat că au intrat în frigurile roitului, au regresat, adică în loc să crească, uite, de exemplu, ăsta a crescut și e colonie care, în loc să crească, ori stă pe loc, ori nu merge, e colonii urâte. Așa, și formicul dat așa cum l-am gândit eu, se pare că induce colonii de albine, cred că o să fie cele mai sănătoase din ce am reușit eu de-a lungul anilor. Am încercat diferite metode de tratament, uleiurile esențiale alternate cu cele chimice, de exemplu, dar nu îmi dădea mie pace formicul ăsta, fiindcă în 2016 am făcut eu o greșeală atunci cu... Am lăsat trântorii să eclozeze, am pus rame, capcană și la mintea mea de atunci am gândit că dacă las trântorii să eclozeze, măcile virgine vor fi mult mai bune, adică se vor împerechea mult mai bine. În schimb, am făcut cea mai mare tâmpenie că eclozând
acei strântori, nefăcând un tratament corespunzător antivaroa, vă dați seama ce s-a întâmplat. Dacă dați înapoi la un film din 2016, acolo arăt că ceva de profilul formic și pe fundul lezii era 300-400 de varoa. Deci o cantitate incredibilă de păduchi. Atâta varoa nu văzusem de când, nici n-am mai văzut de atunci. Deci am făcut praf 50 de colonii într-o secundă, să zic așa. Bine, oricum mă îmbolnăvisem, nu mai puteam oricum să le îngrijesc. Anul următor nu mai era de competența mea să îngrijesc acea cantitate de albinuță, adică să fi trecut de iarnă cu 50 de colonii, fiind operat pe cord, nu mai era pentru mine apicultura pentru următorul an. Deci, vrând nevrând, așa s-a întâmplat, că s-au legat toate așa cum a trebuit. Adică n-am mai avut de lucru următorul an, am putut să mă refac, să regândesc lucrurile cum trebuie, după care a mai durat încă 3 ani până să refac decât stupina. De aceea zic că nu vă jucați cu varoa, folosiți tratamente. Eu am o schemă gândită, dar voi ăștia care vă uitați la mine, clar nu toată lumea folosește formic, dar puteți să vă faceți niște scheme de tratament, care să vă ajute în lupta cu varoa, fiindcă sunt atâtea pe piață. Acum, toate aceste tratamente, rama asta e lipită și nu mai scot, că pun o foaie aici, sper să-mi încapă. Așa. Și toată lupta asta antivaroa se poate face cu benzi de toate tipurile, sunt. Trebuie tratamentele alternate, dar indiferent cu ce faceți, nu vă jucați cu varoa. După varoa apar viruși de toate neamurile, virus care nici nu-i cunoști. La momentul în care nu gestionezi varoa, ce să te mai complici cu virus? Adică consider că un apicultor are cunoștințe limitate în momentul în care nu ia varoa în serios. De fapt, asta a fost primul aspect care l-am făcut, să nu mai mă joc cu varoa niciodată. Adică dacă ai neglijat un tratament, îți asum, asta este. Ai neglijat varoa, ce să mai discuți despre puietul varos? Nici n-are rost să te mai gândești puiet varos. Acolo deja este o altă complexitate. Bun. Totul arată bine. Și acum venim cu 5 ml de formic. De 35% este, fiindcă temperaturile, vă dați seama, în această perioadă sunt ridicate. Să-i aduc formicul.
Deci de reținut, atenție la varoa, nu o neglijați. Suntem la sfârșitul lui iunie, deja se poate lua. Eu zic că sunteți pe ultima sută de metri, toată lumea se așteaptă la floarea soarelui. Tei, aveți diferite culesuri, dar benzile gen Oxystrip se pot adăuga. Sau căutați alternative, sau dacă nu aveți nicio alternativă, atunci ce trebuie să faceți? Testați pe 2-3 familii și vedeți unde vă aflați. S-ar putea să aveți surprize în testarea varoa. Acel 5-6 ml de formic, de ce ajunge în cazul meu? Fiindcă dau constant, acest acid este dat constant din luna aprilie, ne apropiem de iulie, și dacă eu reușesc să mențin acest ritm până în septembrie, octombrie, deja în octombrie vii cu acid de 65%, că coboară temperaturile, e altă poveste. Și atunci urmărești fundurile dacă cade. Oricum, din luna aprilie n-am mai căzut varoa vizibil. Am mai văzut la Roișor câte un varoa, dar un varoa e una și 100 e alta. Bun, cam atâta. Iată, am descoperit o colonie interesantă, cu mult puiet. Aceasta a iernat în două rame, cred că abia a trecut de iarnă, a fost la limită. Și acum s-a dezvoltat, e frumos. Eu îl las în pace, are miere, are puiet, tratamentul este executat până la următorul film. Numai bine!